Mama Valeriei nu s-a dezlipit nicio clipă de sicriu, a stat lângă ea tot drumul din Franța până acasă. Femeia este devastată de durere. E greu, e greu, e femeie, e mamă, în primul rând e mamă și greu. Greu de tot. Sicriul cu trupul sportive a fost depus în incinta sălii de sport de la școala generală numărul 8 din Caransebeș. Familia și toți cei care au cunoscut-o au venit să-și adio. Curva să ne vedem la Paris, unde am văzut pentru că programul ei probabil a fost foarte strâns, foarte încărcat. Și urma să ne vedem acasă. Okay. E durere. Valeria Borza s-a stins chiar înainte de Crăciun. Tânăra de 29 de ani era legitimată la un club sportiv din Franța și venea în România să facă sărbătorile acasă. I s-a făcut rău brusc chiar în drum spre aeroport. A fost răpusă de meningită bacteriană. Tânăra a fost dublă campioană națională la junior și campioană a României în proba de dublu mixt.